Sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Andrei, episcopul Cretei, au sosit în România, aici la Iași, și până la începutul săptămânii viitoare vor fi aici spre închinare credincioșilor, alături de moaștele binecuvântatele Sfintei Parascheva. A fost un mare sfânt al Bisericii, la care tot creștinul ortodox aleargă, în mod special, în prima săptămână a postului mare și în cea de-a cincea săptămână a postului mare, când, în duh de umilință, credincioșii se roagă la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, prin intermediul rugăciunilor care au fost alcătuite acum aproximativ 13 veacuri de către Marele Ierarh al Bisericii, Sfântul Andrei Critean. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Este strigătul credincioșilor de aici și de pretutindeni în 5 seri din postul mare, cu nădejdea că Dumnezeu, prin intermediul rugăciunilor alcătuite de Sfântul Andrei, se va milostivi asupra noastră. Ne va dărui duh de pocăință, duh de cugetare smerită, putere de a ne recunoaște păcatele, putere de a nu judeca păcatele altora și, mai presus de toate, putere ca mintea noastră, sufletul nostru, inima noastră să se întoarcă mai adânc și mai statornic către Dumnezeu, să nu mai rătăcească cum, din păcate, rătăcește inima noastră pe locuri care sunt foarte departe de ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Sfânta Parascheva a iubit și a trecut la Târnovo, la Belgrad, dar a ales, cum am spus, să rămână aici pentru că a fost iubită de poporul român. Astăzi se întâlnesc acești doi mari sfinți, rugându-se pentru pacea întregii lumi, pentru că această pace vedem să fie pusă în pericol, pentru unitatea bisericilor ortodoxe, și binecuvintează și sfințește poporul cetății Iașilor, tot poporul român și tot poporul ortodox de pretutindeni. Să ne binecuvinteze, să ne sfințească și să ne aducă bucurie duhovnicească tuturor. Sfântul Andrei va aparține. Christi,